Bună seara, vă ascult. Cine este vinovatul, cine sunt vinovații pentru această dezbinare a românilor? Consider, din punctul meu de vedere, că principalii vinovați pentru dezastru în această țară sunt în primul rând, televiziunile care primesc bani de la stat sub formă de publicitate și promovează agenda partidelor aflate la guvernare. Mințiți în mod ordinar. Să cântăm. Mințiți în mod ordinar. V-a mințit direct în față. Mințiți. Pe la televizor? Eu zic că minți. Înseamnă că tu-l minți pe Dumnezeu. Mințiți. Minciuna este mai mult. Adevărul este numai unul. Mințiți. Din păcate ne-am învățat cu toții să mințim că e mai ușor. E de noapte minți. Cea mai bună minciună e adevărul, domnilor. Motiv pentru care vă întrerup chiar acum. În direct acum cu noi, prefectul Capitalei, bună seara. Ne auzim? Alo. Ne auzim, bună seara, sunteți în direct. V-am văzut mai devreme la Chiajna, a stat de vorbă cu protestatarii, adică dumneavoastră. Eu de ce? Nu vorbim cu Rareș Hopincă, prefectul Capitalei? Nu. Să cântăm. Nu. Domnule prefect, sunteți cu noi? Nu. Ne auzim? De ce? Înseamnă că este o greșeală. Înseamnă că este o greșeală. Deci nu sunteți Rareș Hopincă. Nu. Ne auzim? Cine sunteți? Nu este prefect, este greșeală, înseamnă. Dar cine sunteți? Sunt un cetățean ca oricare. Ne dăm seama după voce.